Salut și bine ai revenit! În clipul de astăzi vorbim despre iPhone 14, dar nu va fi niciun unboxing și nici review. Sunt sigur că deja ai văzut o mulțime de clipuri pe această temă, unboxing-urile nu mai sunt de mult o chestie wow, mai ales dacă vorbim despre iPhone, iar când vine vorba de specificații, noutăți, comparative și așa mai departe, sunt sigur de asemenea că ai deja destul de multe informații. Așadar, în clipul de astăzi vreau să spun părerea mea sinceră de utilizator despre noile telefoane, ce-mi place și ce nu, dar mai ales dacă merită și ce model. Evident, sunt părerile mele personale, nu au valoare de adevăr absolut, iar tu ai tot dreptul să nu fii de acord cu mine în comentarii. Am împărțit clipul în 3 părți, o parte dedicată 14 și 14 Plus, una 14 Pro și Pro Max și concluzii. Așa că, dacă te interesează doar un anumit model, poți da liniștit skip. Pentru ambele variante vom vorbi despre ce este vechi, ce este nou și dacă merită sau nu. Fără să ne mai lungim, începem cu 14 și 14 Plus. Când vine vorba de variantele standard, elementul de noutate este 14 Plus, care vine să înlocuiască varianta mini. Practic, 14 Plus este un 14 Pro Max, dar cu specificații de 14 sau un 14 cu ecran de 14 Pro Max. Depinde cum îți sună ție mai bine. În rest, între cele două modele standard nu există niciun fel de diferențe, evident excluzând dimensiunile ecranelor și autonomiile. Ce este vechi? Păi în mare parte cam tot, mai ales dacă vorbim de designul exterior. Bine, există unele mici ajustări, dar cel mai probabil nu le vei observa dacă nu ai pentru comparație modelul anterior. De exemplu, modulul camerelor este mai mare decât pe 13, marginile sunt ceva mai rotunjite, lucru pe care îl poți observa doar dacă te uiți foarte atent, aspectul blitzului este diferit, iar pentru modelele pentru piața din Statele Unite, antena pentru 5G este un pic mai mare. Avem exact aceleași materiale, aceleași ecrane, design și dimensiuni în mare parte ca în cazul iPhone 13, dar cu unele specificații de 13 Pro, plus câteva mici ajustări. iPhone 14 și 14 Plus vin cu exact același display ca 13, dar cu chip A15 Bionic de pe 13 Pro. Avem aceeași cameră principală de 12 megapixel cu deschidere 1.5 de pe 13 Pro, dar camera ultra-wide cu deschidere 2.4 de pe 13. Elementele de noutate sunt camera de selfie de 12 megapixel cu deschidere 1.9, tehnologia Photonic Engine, mod cinematic 4K și Action Mode, pe care le regăsim și pe 14 Pro, și noul Blitz total regândit și de 2 ori mai luminos. Un lucru pe care Apple nu l-a implementat nici anul acesta pe modelele standard este ProMotion, adică rată de refresh de până la 120 Hz, iar în cazul 14 Pro de până la 1 Hz, când este activ modul Always On Display, un alt element de diferențiere între modelele Pro și cele standard. Tot pe lista de noutăți mai putem trece Crash Detection, care vine la pachet cu câțiva senzori noi, pe care oricum îi va folosi telefonul independent de voința ta, autonomia ceva mai bună, Bluetooth 5.3 și mod modemul nou de 5G, care ar trebui să ofere viteze mai mari. În rest, cam atât. Bine, nu mai are rost să vorbim de noile culori, nu știu, reprezintă pentru cineva un motiv destul de bun să facă update? Nu știu, lăsați-mi în comentarii părerea voastră. Așadar, cifrele și specificațiile vorbesc de la sine. Noile 14 și 14 Plus nu sunt chiar atât de noi, adică nu vin cu noutăți importante și cu siguranță nu oferă sentimentul acela de wow, de noutate, să te facă să-ți admiri telefonul minute în șir. Dacă ai deja 12 sau 13, cu greu vei sesiza schimbări când vine vorba de noile modele. Dacă mai punem și diferența de preț, sincer, nu știu cum mai poate găsi cineva un motiv real să cumpere iPhone 14, mai ales dacă are deja un 13. De exemplu, iPhone 13 a avut un preț de lansare de 4500 de lei, iar acum îl găsești și la 4000 de lei. În schimb, 14 are un preț de lansare de 4900 de lei. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă ai deja un 12 sau 13, nu merită să iei în calcul update-ul. În schimb, dacă ai un model mai vechi, ori vrei pur și simplu să cumperi un iPhone nou, da, iPhone 14 este o alegere bună. Mai trebuie să știi că dacă la exterior nu avem parte de schimbări majore, la interior toate cele 4 modele au fost regândite total, poziția tuturor componentelor a fost schimbată și accesul la componentele interne nu se mai face prin față desfăcând ecranul, ci prin spate. Ce trebuie tu să știi este că iPhone 14 și 14 Pro sunt mult mai ușor de reparat, dar și costurile ar trebui să fie mai mici. De exemplu, dacă pentru 13 Apple cere 449 de dolari pentru înlocuirea spatelui, dacă nu ai garanție Apple Care Plus, pentru 14 costul aceleiași reparații este de 169 de dolari. Dacă tânjeai mereu după Pro Max, dar prețul te-a ținut mereu departe, Plus poate fi o idee bună. Din păcate, vine cu un mare handicap: disponibilitate întârziată.
Asta deja afectează vânzările. Primele estimări indică faptul că variantele standard nu se bucură de succes, cu atât mai mult varianta Plus, care înregistrează rezultate chiar mai slabe decât varianta Mini. Poate lucrurile se vor schimba atunci când vor fi disponibile pe 7 octombrie. Trecând acum la variantele Pro, nici aici nu avem parte de schimbări majore la exterior. Pe hârtie, noile variante sunt o idee mai înalte, mai groase și mai grele, modulul de camere mai mare, difuzor sensibil mai mic, un bliz modificat și un raport mai bun al ecranului datorită ramelor ceva mai înguste. În realitate, toate aceste schimbări devin cu adevărat vizibile atunci când comparăm cu modelul anterior, iar modulul de camere devine de-a dreptul gigantic atunci când comparăm cu iPhone 12. Aceleași materiale, aceleași trei culori standard, ușor schimbate, plus o nouă culoare, Deep Purple. În schimb, elementul de noutate, pe care nu ai cum să nu-l remarci, este noul notch, care de acum a evoluat în Dynamic Island, o modificare majoră, ce schimbă total modul de interacțiune cu telefonul, dar mai ales percepția pe care o ai asupra acestuia. Dacă începând de la iPhone 10, toate iPhone-urile păreau identice, mai ales dacă priveai ecranul, acum, în sfârșit, acesta oferă o senzație de nou, de fresh, de schimbare. Chiar dacă poate nu pe gustul tuturor, Dynamic Island este un element de noutate care oferă în sfârșit un motiv destul de bun să faci upgrade, cel puțin din punctul meu de vedere. Îmi aduc aminte când au apărut primele zvonuri și schițe cu noul model, cum toți, inclusiv eu, consideram inutilă schimbarea, că va fi tot un notch, doar că sub altă formă, două decupaje, că nu vom primi mai mult ecran și așa mai departe. Iată că, și de data aceasta, Apple ne-a luat prin surprindere cu modul de implementare. Felul în care au făcut dintr-un dezavantaj un avantaj și au integrat un decupaj în ecran în software mi se pare de-a dreptul genial. Dacă până acum notch-ul deranja și ajungeam efectiv să-l ignor pentru că era urât și inestetic, acum vreau să interacționez cu el, să văd ce informații oferă și deja pot spune că m-am obișnuit cu el și cu funcțiile utile pe care le oferă. Dynamic Island este, dacă mi se permite asocierea, un al doilea ecran. Un ecran secundar pentru task-uri secundare, acțiuni care au loc în fundal, dar de care ai nevoie și pe care le poți accesa foarte ușor. Ai pornit navigația și ai nevoie să ieși din aplicație, pentru a reveni nu trebuie decât să apeși pe iconița aferentă aplicației și ai revenit. Ai pus un timer, nu mai este nevoie să blochezi ecranul ori să intri în aplicație pentru a vedea timpul rămas. Conectarea la AirPods, Apple Pay, încărcarea și așa mai departe, toate sunt integrate în noua variantă de notch. În plus, în timp, tot mai multe aplicații vor fi disponibile și vor avea propria variantă de implementare, unde mai pui că dezvoltatorii deja s-au jucat cu noul API pentru Dynamic Island și au dezvoltat tot felul de funcții. Chiar și unii dezvoltatori de aplicații pentru Android au găsit o metodă de implementare a unei funcții asemănătoare pe Android. Nu în ultimul rând, nu pot să nu mă gândesc ce potențial fantastic există pentru iPad, mai ales cu un ecran atât de mare. Bine, n-aș vrea să pun notch pe iPad, dar înțelegeți voi ideea. Ca să concluzionăm, Dynamic Island este elementul de noutate pe care îl vei remarca prima oară, mai ales că te întâmpină atunci când deblochezi telefonul, dar și în utilizare îi vei simți prezența și remarca utilitatea. Poate fi asta un motiv atât de bun încât să cumperi noul model? Nu neapărat, dar cu siguranță este unul mai bun decât o micșorare cu 30% a notch-ului ca anul trecut sau nicio schimbare ca în cazul 14. Mă refer evident la aspect, înțelegeți voi. Un alt element de noutate și diferențiator față de modelele standard este ecranul, luminozitate de până la 2000 de niți la exterior și Always On Display, cu care sincer încă încerc să mă familiarizez. Încă am senzația că telefonul este deblocat cu luminozitatea la minim. Evident, în stilul caracteristic Apple și această funcție trebuia să fie diferită de tot ceea ce face concurența. Că e bine, că e rău, vom vedea în autonomia bateriei. Pentru mine personal, nu reprezintă un motiv bun de update, adică n-am pus Always On Display pe lista motivelor pentru care mi-am luat noul model, cel puțin nu în top 5. Trecând acum la un alt element de noutate, de fapt 3, ba nu 4, camerele foto-video. Aici avem parte nu doar de o îmbunătățire față de modelele anterioare, dar și de un upgrade major. Din 2015 până în 2021, iPhone-urile au avut camere de 12 megapixeli, asta în timp ce concurența a implementat de mult camere de 48, de 64 și chiar de 108 megapixeli.
Toate cele patru camere vin cu îmbunătățiri majore, cu performanțe de 2-3 ori mai bune față de modelele anterioare, mai ales în condiții de lumină medie și slabă. Nu o să intru acum în detalii tehnice pentru că nu mă pricep, dar mai ales pentru că sunt o mulțime de clipuri pe YouTube cu fotografi și videografi pricepuți care le-au pus la încercare și vin cu explicații pertinente. Pentru consumatorii de rând, ca și mine, contează faptul că iPhone 14 Pro și Pro Max fac poze mult mai bune decât modelele anterioare. Vin cu stabilizare mai bună datorită funcției Action Mode și cu Blitz mult îmbunătățit. Am să atașez pe ecran câteva poze făcute cu iPhone 12, 13 și 14, toate pro, și vă las pe voi să trageți concluziile, dar și un clip în modul action. Deși se poate observa clar o stabilizare, calitatea este cel puțin discutabilă. Posibil în condiții ideale filmările să iasă mult mai bine, dar na, nu cred că avem întotdeauna condiții ideale de filmat, nu? Zic și eu. Nu mă pricep la cifre și specificații, dar este clar cu ochiul liber că există o îmbunătățire vizibilă pe toate cele trei camere. Poze macro mai detaliate, fotografii mai clare și cu mai puțin noise în lumină slabă, culori mai vibrante și per total un rezultat mai bun. Nu știu cum să împodobesc altfel chestia asta, pur și simplu ochiul meu de necunoscător spune că pozele de pe 14 Pro sunt mai bune decât pe 13 Pro. Părere personală. Și tot personal, cea mai mare diferență am sesizat-o în cazul filmărilor în modul cinematic. Decupajul este mult mai bun, tranziția între obiectele în focus este mai naturală și per total se vede o îmbunătățire clară. Cel puțin asta spune ochiul meu de necunoscător. Dacă mă înșel, îmi pare I'm sorry. Deși nu sunt eu fan Blitz și îl țin mereu oprit pentru că mi se pare că strică fotografiile, mult lăudatul, upgradatul și regânditul Blitz de pe iPhone 14 Pro pare să ofere rezultate mai bune. Voi ce ziceți? Cum vi se pare? Nu în ultimul rând, variantele Pro vin cu noul chip A16 Bionic, care din primele teste oferă performanțe superioare A15 Bionic, dar nu radicale, autonomie mai bună și o nouă funcție denumită Emergency SOS via Satellite plus Crash Detection. În concluzie, dacă despre variantele standard putem spune că sunt mai degrabă un melanj între 13 și 13 Pro rebranduite ca 14, în cazul 14 Pro și Pro Max putem vorbi de schimbări notabile. De la Dynamic Island, care schimbă atât senzația de utilizare din punct de vedere vizual, cât și interacțiunea, dar și despre performanțe mai bune, camere superioare și autonomia mai bună. Așadar, pentru 14 Pro și Pro Max găsesc destule motive pentru upgrade și pot recomanda cuiva care are chiar și 13 Pro, dar vrea totuși să aibă parte de toate aceste schimbări, să facă upgrade. Totuși, asta nu înseamnă că dacă ai 13, 12 sau chiar 11, trebuie să dai fuga la magazin să cumperi cel mai nou model. Așa cum o spun mereu, trebuie să iei decizia rațional, gândindu-te în primul rând la nevoile tale, la buget și la ce vrei cu adevărat. Simpla dorință de a avea cel mai nou telefon nu reprezintă un motiv destul de bun dacă, repet, vrei să iei o decizie rațională și asta nu se aplică doar în cazul iPhone. Și ca să tragem și așa o concluzie de final, strategia Apple de anul acesta mi se pare cel puțin ciudată. Avem pe de-o parte variantele standard care nu vin cu schimbări importante, ba mai mult se diferențiază chiar mai mult de variantele Pro, iar pe de cealaltă parte avem variantele de top care vin cu câteva schimbări destul de importante, unele care cu siguranță vor schimba pe termen lung percepția asupra iPhone, dar și strategia competitorilor. Tu ce părere ai? Cum ți se par noile 14 și 14 Plus? Crezi că există suficiente motive să faci upgrade? Dar cele Pro? Ți se pare Dynamic Island o schimbare destul de importantă și un compromis bun până la eliminarea completă a notch-ului? Sunt tare curios să aflu părerea ta. Așa cum spuneam, eu aici mi-am exprimat părerea pe baza specificațiilor și percepției mele. Sper din suflet să te ajute să te lămurești vis-a-vis de diferențele dintre modele, dar mai ales să te ajute să iei o decizie cât mai bună pentru tine. Dacă da, nu uita de like, share și subscribe, mă ajută foarte mult să aprind și clopoțelul pentru a fi notificat când postez un clip nou și hai să facem fericit și algoritmul cu un comentariu de fiecare. Mă găsești și pe Instagram cu No Hard Feelings cu V în loc de A, ai și pe ecran ca de obicei și link în descriere. Până data viitoare, să vă fie bine!